Din cauza temperaturilor destul de ridicate și a lipsei precipitațiilor, Dunărea scade în fiecare zi. La Giurgiu, cotele apei se apropie de 0 cm, iar acest nivel îngreunează activitatea armatorilor. Cel mai puternic sunt afectați armatorii, pentru că navele nu mai pot fi încărcate la întreaga lor capacitate. De exemplu, la actuala cotă, care este puțin peste 0 Giurgiu, 11 scade 5, ne apropiem de cota 0 Giurgiu, practic se va trece cu un pescaj de 2 metri în zona noastră a Giurgiului. Deci tot ce e navă comerciale se va încărca la maxim 2 metri. Un punct critic este în Amonte de Giurgiu pe la Zimnicea, pentru că acolo este prag, iar pescajul cu care se poate trece este de 1,5 metri, ceea ce înseamnă că o navă poate fi încărcată la jumătate din capacitatea sa. Nu este o cotă istorică, este un fenomen pe undeva normal pentru luna iulie-august, când sunt și căldurile mari și cumulat cu lipsa precipitațiilor. Vreau să vă spun că nu este o cotă alarmantă sau o cotă istorică din punct de vedere al scăderii apelor. Așadar, cotele nu sunt anormale pentru această perioadă a anului. Potrivit Capitaniei Zonale Giurgiu, probleme reale vor ridica cotele de minus 100 de centimetri în cazul în care se ajunge la un astfel de nivel.